Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi, pentru că ne-am întors într-un final acasă, vom ataca un subiect ce ar fi trebuit să-l atacăm ieri. Și anume, astăzi facem Q&A-ul săptămânii. În acest material vom răspunde la cele mai bune 10 întrebări postate în materialul de săptămâna trecută. Sunt 10 întrebări super inspirate, de care sunt sigur că vă veți bucura toți cei ce urmăresc acest material. Te invit să lași întrebări pentru săptămâna viitoare în secțiunea destinată comentariilor și rămâi până la final, pentru că sunt sigur că o să primești câteva informații importante pentru pasiunea ta, și anume mașinile. Așa că hai să vedem despre ce e vorba și ce subiecte atacăm în Q&A-ul de astăzi. Bun, în materialul de astăzi avem 10 întrebări super tari. Începem cu prima întrebare. Prima întrebare sună cam așa. Este pusă de Al Capone și ne întreabă ce părere ai despre motocicliști în trafic. Și de ce nu le acordăm prioritate? Este un răspuns foarte simplu și un răspuns foarte logic. Sunt două probleme din punctul meu de vedere. Prima problemă ar fi că în momentul în care vorbim despre motocicliști, eu îi respect foarte tare și aproximativ 20% zic eu respectă în adevăratul sens al cuvântului legile, dar 80% dintre ei nu au nicio legătură cu regulile de circulație, nu au nicio limită de viteză, nu contează unde depășesc, pe dreapta, pe stânga, nu am nici un îl de sus, doar ăla de sus ne protejează, nu poartă doar foarte rar echipament, de multe ori îi văd fără cască, o roată pe o roată pe aici prin centrul orașului. Eu îi respect foarte tare, dar marea majoritate nu au nicio legătură cu traficul. Deci ei sunt într-o lume a lor în care nu respectă absolut nicio lege. Pe de altă parte, referitor la întrebarea ta, și anume de ce nu li se acordă prioritate, nu că nu am vrea să le acordăm prioritate sau nu că oamenii sau participanții la trafic nu vor să le acorde prioritate. Problema este următoarea. Având în vedere faptul că ei se mișcă foarte rapid, au viteze foarte mari, indiferent unde se deplasează, ochiul nostru nu este obișnuit ca să te uiți, de exemplu, ajungi într-o intersecție, mă uit în stânga și ochiul meu aproximează cu ce viteză se apropie de mine un obiect în mișcare. Dar nu m-aș gândi niciodată că poate să vină cineva cu 200 de kilometri la oră în oraș. Și clar că există posibilitatea să ies în față și există posibilitatea să iasă ceva nasol. Eu sunt de părere că marea majoritate a accidentelor se întâmplă din cauza faptului că motocicliștii nu respectă din niciun fel, cel puțin, limita de viteză legală. Deci nici într-un fel. Foarte, 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 foarte rar am văzut să văd să meargă în limita legală. De foarte multe ori am și văzut motocicliști care își ridică numărul de înmatriculare în așa fel încât să poată să meargă mai tare. Clar, nu am cum să te văd dacă tu vii cu 200, pentru că nu există posibilitatea asta. Iar pentru cei ce sunt foarte puși la punct și respectă în adevăratul sens al cuvântului legile, jos pălăria pentru ei, și dacă s-ar mișca cu o viteză mai mică, eu sunt sigur că ar fi mai respectați în trafic. Și încă o chestie, nu înțeleg de ce niciodată un motociclist nu o să depășească, să depășească doar pe partea stângă, în așa fel încât să-l vezi, sau dacă e o coloană în așteptare, mai văd câte un accident în care i-a deschis ușa sau s-a întâmplat ceva de genul. Bă, dacă coloana în așteptare nu se depășește, de ce ați intrat în depășire? Sau sunt multe aspecte. Eu cred că e o culpă comună care s-ar rezolva foarte mult cu bun simț. Dacă am merge mai încet, cel puțin cei cu motocicletele, și eu merg cu motocicleta și când mă urc pe motocicletă nu pot să zic că merg la fel de încet ca și cu mașina. Tocmai de aceea consider o problemă asta și e foarte bine punctat Al Capone. Ai pus o întrebare super faină și jos pălăria pentru tine. Hai să mergem mai departe. Radu Cârstea ne întreabă așa: dacă abilitățile de pilot m-au ajutat într-o situație pe care o întâlnesc zi de zi. Eu consider că toate informațiile pe care le-am luat prin intermediul sportului cu motor mă ajută în fiecare zi, în așa fel încât să nu mai merg tare pe drum,
pentru că îmi pot descărca adrenalina într-un mediu organizat, și anume în competițiile sportive, și sunt foarte multe cazuri în care eviți un accident chiar prin intermediul reflexelor pe care ți le-ai dezvoltat în momentul în care mergi în competiții sportive. Pentru că acolo mergi mult mai rapid, antrenezi subconștientul corect și astfel poți să reacționezi corect. Deci clar, dacă ar fi să vă recomand, v-aș recomanda să mergeți în competiții sportive pentru siguranța voastră. Pe lângă faptul că este mult mai safe în mașina de competiții sportive, îți antrenezi subconștientul corect și nu pui viața în pericol altor participanți la trafic. Deci clar vă recomand să mergeți în competiții sportive. Cineva ne întreabă dacă se poate pune un motor de Audi pe un Volkswagen și dacă e legală această modificare. 95% din cazuri nu este legală, pentru că nu ai voie să pui un motor mai puternic decât cel de bază cu un anume procentaj, pe care dacă îl depășești e o problemă, undeva la 10-15%, nu știu exact. Dacă depășești 10% din puterea inițială, nu ai voie să faci asta. Modelul pe care îl ai tu nu a fost gândit pentru puterea respectivă, nu poți să pui un motor mai puternic. Deci, în general, modificările la motor, swap-urile, foarte rar se și omologează prin simplu fapt că cei de la registru auto nu prea își asumă riscuri referitoare la asta, pentru că nu prea are sens. Tocmai de aceea, dacă vă gândiți și vreți să stați în liniște, vă recomand când vă cumpărați mașina să vă cumpărați exact cu motorul pe care vreți, să nu faceți swap, pentru că o să fiți tot timpul stresați de ideea că dacă te oprești registru o să-ți lași talonul și dacă ți-ai lăsat talonul, la revedere. Andrei RPG ne întreabă tot în această zonă dacă îți pui folii pe geamuri, dacă ai probleme cu poliția. Da, ai probleme cu poliția. Geamurile din față nu au voie să aibă folii deloc, să nu se pună folii pe față, chiar dacă mașina arată super, super fain. Clar, ideea este una foarte simplă. Dacă îți pui folii pe geamurile din față, o să ai probleme. E drept că există o portiță în momentul în care ți-ai pus folii pe față. După lege, teoretic, ai voie în 15 minute să-ți poți rezolva problema și să scapi de sancțiune. Deci dacă ai avea o modalitate în care să-ți dai foliile jos, poți să scapi de sancțiunea despre care povestim. Deci e ilegal să-ți pui pe geamurile din față, dar poți să rezolvi asta dându-le jos. Următoarea întrebare este pusă de Ice Blood. Ne întreabă așa: ce contează la achiziția primei mașini? Eu zic să fie mașină cu tracțiune, să fie un an cât mai bun, în așa fel încât să ai o tehnologie să te ajute, pentru că odată cu trecerea timpului, marea majoritate a constructorilor au investit în siguranță și cu cât e mașina mai nouă, cu atâta e mai sigură. Deci să-ți alegi o mașină cu tehnologie cât mai bună și să nu fie foarte puternică. De fiecare dată când mi s-a pus întrebarea asta, eu zic că să urci până în 150 de cai maxim. Mai mult mi se pare o întrebare super interesantă. Ce părere am despre motorul Valvetronic de la BMW? Este cel mai problematic motor pe care eu îl știu. Am o prietenă care a avut motorul acesta și doar probleme a avut cu el. De asta este și mai ieftin, se găsește pe BMW 4.6. De asta nu vă recomand motorul Valvetronic, chiar dacă mai este mai ieftin, nu vă axați pe asta, că dacă o să începeți să investiți în garnituri de chiuloasă, o să înceapă să scoată fum alb. Investiție pe care dacă o băgați la început într-un motor mai reușit, o să vă scutească pe o durată mai lungă de timp. Deci nu vă orientați înspre Valvetronic, că nu e ok. Matei ne întreabă dacă n-aș avea o limită de buget, dream car, ce mașini mi-aș alege? Cred că ar fi 4 mașini. Ar fi o Skoda Fabia pentru raliu, un R5. Ar fi un G-Class, cred, să pot să car mașina de curse când am evenimente și să mă bucur așa când vreau să ies în off-road. Ar fi un Serie 6, pe care deja l-avem aici, în așa fel încât să mă mișc ușor când am drumuri mai lungi. Și un hipercar. Aici cred că aș merge pe un 488 Spider. Cred că acolo. Un Ferrari ar fi mașina de adrenalină când vrei să te distrezi. Cam astea ar fi mașinile pe care eu le-aș alege. Încă o întrebare foarte interesantă: dacă am o mașină de suflet. Mașina mea de suflet este Gran Coupe-ul. Am șansa de fiecare dată să-l conduc în fiecare zi. Mă bucur de fiecare kilometru la bordul ei. Sunt extraordinar de recunoscător pentru faptul că pot să conduc o asemenea mașină. Și clar, mi-este dragă. Foarte dragă. În același coment ne-a întrebat dacă aceeași persoană ne-a întrebat dacă am condus vreodată Dacia. Da, am condus vreodată Dacia.
Am avut un Logan, un 1.5 diesel, de care am fost foarte mulțumit. Părinții mei au avut într-o anumită perioadă și Supernova, parcă, sau ceva de genul. Nova, parcă am avut și un Break, o Dacia, da, când eram mai mic. Cât despre ce am condus eu, am condus Loganul pe care l-aveau părinții mei și la evenimentele Dacia. Le-am condus mai pe toate. Deci e o mașină foarte reușită. Cineva ne întreabă dacă E46 este bun la 18 ani. Grea întrebare și ciudată totodată. BMW-ul E46 deja este într-o perioadă în care s-a dezvoltat foarte mult partea de control a tracțiunii și salvează multe situații. Dar nu cred că la 18 ani ești gata să mergi pe o mașină cu propulsie, adică cu roțile motoare pe puntea spate, și nu cred că ar fi varianta cea mai inspirată. Dacă totuși ții neapărat să mergi pe un E46 la 18 ani, aș lua un motor cât mai mic, în așa fel încât să nu-mi pun viața în pericol și mașina să nu fie supraviratoare. Pentru că motoarele mari 2.5, 2.8, 3.0 sunt foarte, foarte brutale și nu-ți permit greșeli. Și la început o să faci greșeli. Deci nu aș merge la 18 ani pe un E46. Aș merge mult mai bine pe o mașină cu tracțiune. Încă o întrebare foarte bună de la Alex Ivan. De ce nu apreciază românii brandul Dacia? Eu cred că e așa un subconștient, că mai de mult într-o perioadă apusă toată lumea avea Dacia. Era considerată mașina tuturor, iar dacă aveai orice alt brand erai super tare. Și cred că avem niște sechele din perioada respectivă și căutăm să fim super tari prin intermediul altor branduri. Nu e logic deloc, pentru că eu sunt de părere că mașina nouă e mașină nouă, ai garanție la ea, e mult mai simplu să folosești o mașină nouă, nu ai emoții cu ea, dar na, așa ne-am obișnuit noi să ne focusăm pe alte mașini afară de brandul național. Eu sunt pentru el, mie îmi place și apreciez Dacia. Dacă ți-a plăcut materialul de astăzi, te invit cu mare drag să dai like acestui material, în așa fel încât să știm că mergem într-o direcție corectă. Dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal, nu uita să dai subscribe, să știm că devenim o familie cât mai mare. Tu ai urmărit vreun vlog, ai urmărit Q&A-ul de astăzi. Eu am fost Mihai Beldie, te-am salutat și până la următorul episod. Nu uita, poartă centura de siguranță și iubiți-vă mult mașinile.